Comuna Vădastră, alături de Vișina Nouă, Vișina, Brașov, Boga și Milcov sunt comunele din Olt care beneficiază de cadastru gratuit atât pentru clădiri cât și pentru terenurile intravilane și extravilane. Cu fonduri de la Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară, administrația locală a încheiat un contract cu o firmă specializată în lucrări de cadastru care a finalizat documentele ce vor sta la baza cărților funciare. Urmează verificarea lor la sediul primăriei. Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Olt anunță că în perioada 1 august-29 septembrie 2017 vor fi publicate la sediul primăriei comunei Vădastra documentele tehnice ale cadastrului care constituie temeiul înregistrării gratuite a imobilelor în evidențele de cadastru și carte funciară. Cererile de rectificare a documentelor tehnice ale cadastrului se formulează în termen de 60 de zile de la data afișării și sunt însoțite de documente doveditoare, explică reprezentanții Oficiului de Cadastru într-un comunicat de presă. Doi funcționari ai primăriei Vădastra se vor ocupa de remedierea eventualelor nereguli apărute în urma lucrărilor de cadastru. Urmează o perioadă de verificări și la acest sens primăria s-a implicat prin punerea la dispoziție în sensul de consultare și sprijin a două persoane cu experiență care așteaptă cetățenii pentru a-i lămuri atât referitor la micile probleme care apar în urma lucrărilor ce s-au realizat, cât și la alte probleme pe care aceștia le-au. Edilii, dar și oamenii din Vădastră au primit cu brațele deschise acest program de cadastru care rezolvă toate problemele cu actele de proprietate. Consider că ne situăm la același nivel cu perioada 92-94 când s-au pus în posesie cetățenii. Este un proces dificil, dar odată finalizat, din punctul meu de vedere, este un pas enorm realizat în siguranța cetățenilor, a proprietății cetățenilor. Programul Național de Cadastru și Carte Funciară 2015-2023 își propune înregistrarea sistematică a tuturor imobilelor. În Olt s-au finalizat lucrări pe sectoare cadastrale pentru terenurile extravilane în 47 de localități. Recent au mai semnat alte contracte de finanțare, alte 100 de primării din cele 103 eligibile. Fiecare localitate va primi câte 150.000 de lei pentru lucrări de cadastru.